imagine spune cât 100 de cuvinte. Uneori însă mesajul pe care îl transmite o fotografie poate fi unul amăgitor, iar adevărul să fie denaturat. Acest lucru se poate întâmpla din cauza unghiului din care a fost filmată, fotografiată persoana, situația sau obiectul. De asemenea, depinde și de prelucrarea tehnică a imaginii. Pentru început, haideți să analizăm cum putem fi manipulați prin intermediul fotografiei atunci când sunt utilizate diverse unghiuri în procesul de realizare a imaginii. 1. Atunci când autorul vrea să amplifice importanța unui eveniment, în special este vorba de cele politice. Ca în acest caz, atunci când se dorește a crea impresia că la eveniment au fost prezente mai multe persoane. Aceeași situație este și în acest caz. 2. Atunci când autorul fotografiei vrea să impute un anumit comportament, caracter sau de a crea o anumită părere despre ceva sau cineva. Fie că are un motiv politic, economic sau social. În fotografia pe care o vedeți acum, apar doi militari. Din imagine se creează impresia că unul dintre ei îl amenință pe celălalt. Aici însă cel de-al doilea vrea să-i ofere apă. În realitate însă, fotografia arată așa. Este vorba de trei militari. Putem observa cu ușurință cât de important este unghiul de fotografiere. 3. Regizarea unui eveniment, situații. În această fotografie apare un tânăr care se află în mijlocul unui atentat, explozii sau a unui accident militar. Dar dacă schimbăm unghiul, descoperim că lucrurile arătau altfel. Momentul a fost regizat parțial, dar regizat. Chiar dacă tânărul se află într-o zonă de conflict, momentul surprins de fotografi nu a fost unul adevărat. Sper că imaginile pe care le-ați văzut mai sus v-au ajutat să înțelegeți cât de important este unghiul din care este realizată o imagine. Unii dintre voi vă întrebați de ce se recurge la o astfel de manipulare. Simplu, unii o fac din motive politice, alții din motive personale. Însă, majoritatea au scopul de a camufla o parte din adevăr sau chiar în întregime. Acum, haideți să analizăm fotografiile care au suferit schimbări tehnice esențiale. Cum să diferențiem o ușoară retușare a unei fotografii de schimbări substanțiale care denaturează adevărul? Nu există un răspuns clar la această întrebare. În schimb, au fost create o serie de instrumente care vă pot ajuta să depistați fotografiile trucate. Unele însă pot fi detectate cu ochiul liber. Iată câteva exemple de fotografii care au suferit schimbări tehnice semnificative. În aceste cazuri este vorba de modificări la nivel de culori, textură și chiar au fost adăugate elemente care în viziunea fotografului ar intensifica mesajul imaginii. Chiar dacă intenția fotografului a fost de a valorifica peisajul sau a îmbunătăți calitatea imaginii, acesta a denaturat adevărul și produsul final nu reprezintă imaginea originală. Desigur, sunt situații când fotograful doar a intensificat anumite culori pentru că lentila aparatului de fotografiat nu transmite adevărata intensitatea culorii. În astfel de situații nu putem acuza fotograful că ar fi manipulat sau ar fi denaturat adevărul. Oricum, atunci când este vorba de fotojurnalism, autorul imaginii nu trebuie să retușeze prea mult produsul, dacă este posibil, chiar deloc. Se acceptă dacă este vorba de luminozitate sau alte aspecte tehnice, dar și atunci fotograful trebuie să aibă grijă ca aceste modificări să nu schimbe mesajul transmis de imagine. O altă formă de manipulare prin intermediul fotografiei este cel de a adăuga sau scoate anumite elemente din imagine. La protestele de anul trecut din SUA, modelul Kendall Jenner a fost victima unei imagini trucate. Vedetele nimeresc în astfel de situații destul de des, dar problema este că de această dată fotografia în care apare Kendall a fost distribuită de sute de persoane, iar unele site-uri de știri au căzut în plasa fake-ului și au făcut materiale de presă. În imaginea despre care vorbesc, modelul apare cu o pancartă în mâini pe care scria Black Lives Matter, slogan utilizat în timpul protestelor. La prima vedere, fotografia nu a trezit suspiciuni, însă dacă analizăm atent imaginea, umbra modelului a scos în vileag falsul. La scurt timp, pe internet a apărut fotografia originală unde se vede cum Kendall ține în mâini o sticlă cu apă și nici de cum o pancartă. Acesta nu este unicul caz. La începutul acestui an, Partidul Comunist din Nepal a organizat o demonstrație la Kathmandu împotriva dizolvării Camerei Reprezentanților. Demonstrația a fost urmărită de zeci de mii de persoane. Printre sutele de fotografii, una a devenit virală.
În imagine apare un steag indian printre cele care aparțineau Partidului Comunist deținute de manifestanți. Fotografia a apărut și pe site-urile de știri, inducând ideea că partidul ar face propagandă politică în favoarea partidelor care promovează India. Acestea sunt provocări inițiate intenționat de anumite grupuri care vor să creeze discuții contradictorii în rândul locuitorilor. Presa și-a cerut scuze ulterior, spunând că a fost indusă în eroare și a publicat fotografia originală, care nu conținea steagul indian. Totuși, ce modificări tehnice sunt permise în așa fel încât să nu denaturăm adevărul? În practică, doar îmbunătățirile tehnice sunt permise, mai ales când vorbim despre fotojurnalism. Este interzis să fie adăugat sau eliminat vreun element din, în imagine și să fie modificată excesiv luminozitatea și intensitatea culorilor din imagine. Cunoașteți expresia: nu cred până nu văd cu ochii mei. Această expresie însă nu mai este valabilă în era tehnologiilor informaționale. Ceea ce vedem poate fi amăgitor, pentru că uneori ceea ce avem în fața ochilor poate fi trucat sau camuflează o parte din adevăr. Din acest motiv, este important să analizăm ceea ce vizionăm, citim sau ascultăm.